Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EUROPA FM. Mă gândeam cum ni s-a schimbat viața în ultimii 2 ani aproape. Mă rog, 1 an și jumătate, nu? Din cauza pandemiei. Pandemia nu s-a terminat. Ba, dimpotrivă, noul coronavirus mutează, așa se spune, nu? Are mutații, cum era și de așteptat. Iar varianta Delta, mai cunoscută ca varianta indiană, e mult mai contagioasă ca precedentele. Numărul de infecții crește foarte repede, atât în estul cât și în vestul Europei. Iar în Africa, deși sunt date puține, mă rog, informațiile care vin de acolo sunt destul de îngrijorătoare. Noi suntem cumva la mijloc și în timp ce președintele și premierul se felicită pentru succesul campaniei de vaccinare, care e practic aproape oprită, în Rusia varianta Delta face ravagii. În Sankt Petersburg, de pildă, s-a înregistrat luni un număr record de decese din cauza COVID. Moscova, de asemenea, e puternic afectată, cu un număr record de decese de asemenea înregistrat duminică. Datele din restul Federației Ruse sunt neclare, dar arată o situație dificilă. În partea cealaltă a continentului, în Portugalia, numărul cazurilor crește rapid. În regiunea Algarve, de pildă, numărul de reproducție al virusului este de acum de 1,34 și în creștere. E foarte mare. 70% din noile cazuri de COVID din regiunea capitalei Lisabona sunt provocate acum de varianta Delta. Guvernul portughez a reinstituit unele restricții, iar unele țări europene, Germania, de pildă, impun acum restricții de circulație sau carantină pentru persoanele care vin din Portugalia. Unele regiuni din Spania, inclusiv Catalonia, raportează incidențe crescute pentru varianta Delta a noului coronavirus. În Grecia au apărut cazuri, iar experții de sănătate publică estimează că varianta Delta va deveni predominantă în țară până la jumătatea lunii august. Această variantă este nu doar mai contagioasă, ci și susceptibilă să provoace mai frecvent simptome grave. Potrivit datelor analizate în Anglia și Scoția, persoanele nevaccinate care se infectează cu varianta Delta prezintă un risc dublu de a avea nevoie de ajutor medical decât în cazul infecțiilor cu varianta Alpha a coronavirusului. De altfel, Marea Britanie este țara europeană cea mai afectată de circulația variantei indiene Delta. Un studiu științific realizat aici la sfârșitul lunii mai arată că Delta prezintă rezistență moderată la vaccinurile anticovid, mai ales în cazul în care este vorba de o singură doză din cele cu 2 doze necesare pentru imunizarea completă. Totuși, persoanele vaccinate care se infectează cu Delta sunt aproape sigur ferite de simptome grave. În țările în care există capacitate solidă de supraveghere epidemiologică, specialiștii au constatat că Delta se răspândește foarte rapid în rândul populației nevaccinate, mai ales prin intermediul copiilor. De altfel, ratele mari de vaccinare împing virusul în segmentele de populație unde proporția vaccinărilor este redusă. Așadar, România e acum, cum se spune, în ochiul ciclonului. Măsurile antiepidemice care au fost aplicate în ultimele luni și imunizarea prin vaccinare sau prin infectarea unei părți a populației, combinate cu venirea sezonului cald, când oamenii stau mai mult timp în aer liber, au contribuit la reducerea masivă a numărului de cazuri noi de COVID, dar senzația că pandemia s-a terminat e falsă. În țara noastră, mai puțin de 25% din populație s-a vaccinat, iar asta înseamnă că varianta supercontagioasă a noului coronavirus are foarte mult spațiu de manevră și de infectare. Cât va dura până lucrurile vor deveni cu adevărat serioase, nu știm, dar recomandarea noastră este să vă vaccinați acum, dacă încă n-ați făcut-o, că durează până se atinge nivelul optim de imunitate după inoculare. Opinia noastră este să nu vă bazați doar pe noroc sau pe sistemul imunitar propriu ca apărare în fața virusului, că norocul și-l mai face și omul cu mâna lui, iar sistemul imunitar are puține arme eficiente împotriva acestui virus, că e o noutate pentru specia umană. Și eu cred că chiar nu merită să ajungi într-un spital din România în stare gravă, când poți evita foarte ușor această situație. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la EUROPA FM.